În piața tricolorului din Baia Mare a avut loc duminică dimineață ceremonia publică de înălțare a drapelului României. Evenimentul a fost prilejuit de ziua drapelului național și a fost organizat de instituția prefectului, primăria municipiului și garnizoana Baia Mare. La acesta au participat reprezentanții administrației locale și județene, ai bisericii, dar și ai structurilor de apărare din județ. Ceremonia s-a desfășurat după toate regulile stabilite pentru astfel de situații. S-au ținut discursuri, iar garda de onoare a defilat, dar numărul participanților a fost foarte mic. Ziua de 26 iunie a fost proclamată Ziua Drapelului Național prin lege în 1998. Ea marchează data la care, în anul 1848, Guvernul Revoluționar Provizoriu din țara românească a decretat tricolorul roșu, galben și albastru să reprezinte steagul național al tuturor românilor. Serviciul Public Ambient Urban începe de astăzi acțiunea de dezinsecție terestră pentru combaterea țânțarilor, căpușelor și muștelor pe raza municipiului Baia Mare. Aceasta se va derula până în 7 iulie, între orele 21 și 6, în funcție de starea vremii. Substanța folosită pentru combaterea țânțarilor are clasificare toxicologică XN, nociv și clasificare de mediu N, nepericulos și va fi aplicată cu motopompe portabile și autopurtate. Substanța folosită pentru combaterea căpușelor are clasificare Clasificare toxicologică 11 iritan și clasificare de mediu N nepericulos. Reprezentanții SPAU precizează că insecticidul nu generează pericole ulterioare aplicării pentru viețuitoarele non-vizate sau pentru vegetație. Informații suplimentare se pot obține la sediul serviciului situat pe strada serelor numărul 2 sau la numerele afișate pe ecran. În baza delegării procurorului din cadrul parchetului de pe lângă judecătoria Sighetu Marmației, polițiștii de frontieră din cadrul Serviciului Teritorial Maramureș au pus în aplicare la sfârșitul săptămânii trecute cinci mandate de percheziție domiciliară, la mai multe imobile de pe raza județului nostru. Astfel, în urma perchezițiilor, oamenii legii au descoperit în imobilele celor vizați mai bine de 1700 de pachete cu țigări de diferite mărci, de proveniență ucrainiană, belorusă și duty-free. Marfă ce a fost transportată la sediul poliției de frontieră în vederea continuării cercetărilor. De urmare, persoanele în cauză, 5 maramureșeni cu vârste cuprinse între 26 și 55 de ani, sunt cercetați acum. Polițiștii de frontieră delegați fac cercetări pentru depistarea tuturor persoanelor implicate și a documentării întregii activități infracționale. De asemenea, țigările în valoare de peste 15.000 de lei au fost ridicate în vederea confiscării.